Bună ziua, dragilor! Iată, astăzi este 26 septembrie. Pregătesc stupii pentru tratamentul antiviral cu endoglucin și scot ramele care sunt de prisos. Dar am un stup aici care ultima dată avea două măci tinere. Una lucra în corpul de sus, una jos. În corpul de jos. Asta de sus a apărut mai târziu. Probabil. Deci s-a schimbat liniștit matcă. Le-am văzut pe amândouă în partea de jos. Aia bătrână și cu matca tânără. Le-am lăsat în pace. Așa. Am zis că una din ele se alege. Când am mai căutat după vreo lună de zile, am mai găsit una sus. Au fost trei corpuri. Deci două măci jos și una în corpul al treilea. În corpul 2 de recoltă, probabil. Și acum tot le-am lăsat. Am zis că poate se elimină una din ele, dar să vedem. Acum 2-3 săptămâni în urmă nu era, erau tot amândouă. Și acum am zis că nu știu cum să procedez, dar probabil voi omorâ una sau m-a rugat un coleg să o pun într-o cutie, poate o ia el. Da, ia să vedem dacă se vede ceva. Da. E bine, se vede. Am prins o veaspă cu dalta. M-a înțepat. De nici 10 albine dacă mă înțepa, nu mă durea atât de tare. Aici sunt niște rame goale. Un pic de hrană, dar puțină. Deci astea au fost puse după diafragma aici. În partea de sus, albină multă nu era nici rândul trecut. Majoritatea albinei s-a strâns în partea de jos, cu matca, cu prima matcă care a fost. Aici o ramă cu puțină miere. Aici la fel o ramă cu puțină miere și trei albine. S-ar părea că o fi omorât-o. O renunța la ea. Aici au fost puiet, dar acum a pus miere, văd. A transportat de undeva, a adus nectar, nu știu. Ceva lucește. Ia să vedem, înseamnă că nu mai e. M-am făcut de râs, auzi? Cum a... Ah, nu, e aici. Ia uitați-o. Eu am însemnat-o. Are și ea un petecuț de puiet aici. În funcție de câtă albină a rămas aici cu ea. Ah, și pe o parte și pe alta. O voi lua și o voi pune într-o cutie. Oh. Ce-ai găsit cu pană? Nu vrei să rămâi acolo? Da. Matca am pus-o aici într-o cutie. O las aici deocamdată să văd dacă mai am matca de jos. Deci aici am o ramă cu un pic de puiet, o voi duce jos. Sau o voi lăsa aici.
aici 2, 4, 6. 6 rame. Am strâns, am zis că să nu mai... Poate coboară. Cred că mă sună cineva. Am zis că poate coboară toată albina, poate matca aia pleacă singură. Ia să văd roișorul ăsta, dacă mai are matcă. Aici are un pic de albină. Aici are păstură și hrană. Aici asta are o placă mai mare de puiet și pe o parte și pe alta. A, uitați și matca asta la altă. E aici. Da. Deci pot liniștit aia s-o o iau din stuc. Ia să văd dacă are mâncare asta. Ah, asta mai are și aici un pic. Un pic de puiet. Aici nu mai e. Aici un pic de polen și hrană. 2, 4, 6. Da, cred că ăsta pe 6 rame. Am să cobor și... Pe asta mai puțin. Mai puțină albină. Da, ultima e cu mâncare. Deci nu mai fac absolut nimic. Strâng ramele cum au fost. Aici trebuie să intervin să inversez corpul, dar deocamdată voi face în felul următor. Așa, am adus altă șpiță. Iau rama asta cu puiet. Stropesc un pic albina. O pun aici. Mai pun două rame.
Îi pun folia aici. Îi pun ordinișul ăsta. Îi pun corpul ăsta aici. Mâine voi veni și îl voi... voi inversa corpurile. Dar în seara asta îl las așa. Deci asta am făcut. Matca e aici, vrea să iasă, uite, nu vrea să stea în pușcă. Am să o pun la căldură totuși. Chiar aici am să o las deasupra până vine, trebuie să vină cu colegul ăla să o ia. Las că el o pune la el într-o... Da. V-am arătat și un stup cu două mătci care o lucra până acum, deci din august, de la începutul lui august până acum au lucrat împreună. Și nu s-a întâmplat nimic, deci nu au omorât nici matca de jos, nici asta de sus. Cei drept au avut urdinișul ăla secundar prin care a ieșit. Prin care a ieșit Albina, urdinișul ăla secundar. Albina din partea de sus a ieșit pe la mijloc, cealaltă pe partea de jos. Da, mâine voi face rocada, voi schimba corpul ăsta, va trece jos cu rame goale. Voi organiza cuibul pe 6, pe 7 rame, cât Albina este. Vă doresc multă sănătate, spor la treabă și să ne auzim numai de bine la un nou video. Cred că n-am mai mutat ăsta și n-am mai filmat prea bine. Da, sănătate multă!